Pe 12 august va avea loc la Teatrul de Vară din Baia Mare Festivalul Național de Umor Hilarion Floare de Mină. Festivalul cuprinde mai multe secțiuni de umor, un salon de caricatură, o expoziție de obiecte absurde, epigramiști, lansare de carte umoristică cu veteranul umorului românesc Cornel Udrea, alături de alți câțiva oameni de carte. Anul acesta la Teatrul de Vară din Baia Mare vor evolua Radu Pietreanu, grupul Vouă, Sorin Daniel Făt, Costel Pătrășcanu, Mihai Nae. Printre scenete și poante, publicul va avea parte și de muzică folk cu grupul folk clasic și refrene clasice interpretate de tenorul Marian Buzilă. Evenimentul de joi va începe la ora 19, iar intrarea este gratuită cu rezervare în limita a 350 de locuri. Locuitorii din localitățile Călinești și Budești pot beneficia de radiografii pulmonare gratuite. Institutul Marius Nasta din București și primăriile celor două comune maramureșene organizează o caravană mobilă unde cetățenii își pot efectua acest tip de investigație fără a scoate bani din buzunar. Specialiștii radiologi vor fi prezenți în Budești la Căminul Cultural pe 12 și 13 august, iar în Călinești, în data de 6. 15 august între orele 9 și 15. Pentru programări în Călinești se poate suna la numărul de telefon 0756029915, iar pentru Budești la telefon 0740679865. Se poate merge și direct la caravana mobilă. Persoanele care vor efectua radiografia trebuie să aibă peste 18 ani și domiciliul în mediul rural. E nevoie doar de buletinul de identitate nu și de card de sănătate sau înscriere la medicul de familie. A început Ideoideis, Festivalul Național de Teatru Tânăr, cel mai mare eveniment dedicat educației alternative pentru liceeni. Evenimentul se derulează până pe 15 august în municipiul Reședință de Județ și are ca parteneri locali Teatrul Municipal Baia Mare, respectiv Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare. Comunități de liceeni din nouă orașe vor avea parte de o experiență intensă de explorări personale prin teatru și arte alăturate. Ediția din acest an, a 16-a, propune adolescenților o temă complexă, identitatea. În cadrul festivalului, sâmbătă 14 august de la ora 19, pe scena Teatrului Municipal Baia Mare, va urca trupa de teatru tânăr Silver cu spectacolul Emigranții.